Salutare tuturor, eu sunt Alex și acesta este canalul Alex Singh. Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip voi face un unboxing slash review sau unboxing și review la niște pachete pe care le-am primit, în special pachetul Vlas Dracula Tarot și cartea cu care vine. Da. Am mai achiziționat și acest pachet de tarot, Rider-Waite-Smith, în limba română. Aici sunt celelalte pachete ale mele. Pachetul tot al lui Aleister Crowley și Lady Freda Harris. Pachetul Everyday Tarot. Și pachetul ocult Tarot. Pachetul acesta, Vlas Dracula Tarot, este creat de către Travis McHenry, cel care a creat și Occult Tarot și Angel Tarot, și pachetul acela care e o combinație între Occult Tarot și Angel Tarot. Arată frumos. Aici vedem Rockpool, agenția cu care a publicat, cu ajutorul căreia a publicat acest pachet. Aici scrie, Vlad the Impaler's life is much scarier than any blood-sucking Dracula. Deci, viața lui Vlad Țepeș este mult mai înfricoșătoare decât viața oricărui vampir care consumă sânge. Vlad Dracula, the infamous medieval ruler of Romania, is the inspiration for Bram Stoker's legendary vampire and this tarot deck and booklet. Deci spune că Vlad Dracula sau Vlad Țepeș este inspirația pentru romanul lui Bram Stoker, caracterul, personajul din romanul lui Bram Stoker, Dracula, și pentru acest pachet de tarot și cartea care acompaniază pachetul. Aici avem și niște reprezentări cu trei cărți din acest pachet. Arată fain. Zilele recente am văzut un videoclip de la Travis McHenry pe canalul lui de YouTube, în care menționa că ar fi două variante ale acestui pachet ocult Tarot. Una care e mai mare decât varianta pe care o dețin eu și are
marginile de o culoare roșu metalic și ar avea și dimensiuni mai mari, am spus asta, și ar avea și o calitate, ar avea o altă calitate a materialului din care cărțile sunt făcute. N-am știut asta când am cumpărat, dar pe viitor mă gândesc să cumpăr și varianta originală a lui, pe care a făcut-o Travis McHenry și pe care a publicat-o cu ajutorul Rockpool. Cred că s-ar merita încă 30-40 de lei în plus pentru ceva mai calitativ sau original și sau original. Acum să deschidem pachetul. Arată frumos acest print sau cum s-ar numi. Aici e cărticica. Wow. Parcă-i sânge. Cărticica aceasta, aici avem cuprinsul. Introducție, niște notiții, un capitol dedicat folosirii pachetului acesta, un capitol dedicat arcanii majore, un capitol dedicat arcanii minore, aici reprezentare care arată bine. Cel puțin bine. Bibliografia, date despre autor, acknowledgements, chestii de remarcat sau ceva de genul ăsta și încă niște recomandări, presupun, ale pachetelor pe care Travis McHenry le-a creat. Aici și altă reprezentare. Aici introducerea aceea. Aici o altă reprezentare care arată impresionant. M-aș uita la ea, sincer, dacă aș avea o pe perete. Aici văd că vedem că este un fel de etalare cu 11 cărți, un fel de variantă a crucii celtice. Super. Să ne uităm aici la metodele prin care am putea folosi sau pentru ce am putea folosi pachetul acesta, Vlad Dracula Tarot. Personality reading. Citire pentru personalitate. De exemplu, să aflăm cum să aflăm mai multe lucruri despre felul în care o persoană îi, cum se comportă personalitatea sa. Și aici spune, example 1. Radu the Handsome, Knight of Cups, was a passionate male lover.
If you've been dating someone new and want to know how serious it's going to get, Radu would be a good card to base your reading around. Deci spune că Radu cel frumos, care corespunde conform tarotului tradițional cavalerului de cupe, că a fost un lover, mă mai gândesc la o traducere pentru asta. Deci că a fost o persoană pasională în dragoste sau ceva de genul acesta. Și spune că dacă ai făcut dating cu cineva nou în ultimul timp și ai vrea să afli cam cât de serioase lucrurile vor fi între voi, că Radu, the handsome, Radu cel frumos, ar ajuta ca să afli mai mult, practic. Alt exemplu ar mai fi cu Lady Kalinikia, doamna Kalinikia, care ar corespunde reginei de țepe. Da. Aici apar țepe în loc de bâte. Spune că Lady Kalinikia a fost o figură maternă, deci dacă ai avea probleme cu un membru de gen feminin din familia ta și ai vrea să afli cum, care ar fi cel mai bun mod prin care ai putea rezolva problema cu persoana aceea, că această carte ar ajuta. Mai e un exemplu, exemplu 3, așa, și alt mod în care s-ar putea folosi acest pachet, Reading for Overcoming Weaknesses, să faci o etalare pentru a depăși niște limitări sau niște slăbiciuni personale sau ceva. Medieval Europe was a fierce place to live that required strength and resilience in order to survive. Plague, war and famine were part of daily life for everyone, no matter their class or profession. Choose as your significator a card that is traditionally seen as bad in most tarot decks, such as the Tower, the Devil or the Nine of Swords. As you lay out the cards around it, try to relate to the card from a point of strength rather than acting as a victim. Deci, spune că Europa medievală era un loc destul de dur în care ai fi putut trăi și că ar fi fost nevoie de tărie interioară și resilience, nu știu pe moment cum l-aș traduce, ca să supraviețuiești. Că ciuma, războiul, sărăcia sau foametea erau parte din viața cotidiană,
necontând statutul sau profesia. Și noi am putea să alegem o carte care să ne reprezinte pe noi sau să ne reprezinte situația, o carte care în mod normal e văzută ca o carte negativă sau foarte negativă, cum ar fi turnul, diavolul, nouă de spade, și să punem cartea asta jos și mai apoi să etalăm în jurul acestei cărți și să ne punem oarecum în pielea acelei cărți pentru a ne putea uita dintr-o perspectivă de putere interioară decât una de victimă. Știu că traducerea nu sună foarte organică. Aici avem două exemple. Turnul. We generally picture ourselves as being the person falling from the tower, or as though the tower represents all we have built, now crashing down. Consider this. Vlad built Poenari Castle over 500 years ago, and it is still standing today. Look at the tower from his point of view rather than from the point of view of his wife, who flung herself over the edge unnecessarily. Spune că în general, când în cazul turnului, ne imaginăm ca fiind persoana ce cade din turn, sau ca și cum turnul reprezintă tot ceea ce noi am construit și că tot ceea ce am construit s-ar prăbuși. Însă ar fi de luat în considerare că Vlad a construit castelul Poenari acum mai bine de 500 de ani și că încă mai stă în picioare. Și că ne-am putea uita la turn din perspectiva sa decât din perspectiva de victimă sau din perspectiva soției sale care s-a aruncat de castel, care a sărit de pe marginea castelului. Un alt exemplu, exemplul al doilea. The devil, diavolul. How could the rage and downfall indicated on this card possibly be looked at from a different perspective? Quite easily. Vlad the Impaler is the one causing the downfall of his enemies. So instead of viewing the card as an indication of something horrible happening to you, look at it as though you are in command of your future. Deci, în loc să ne uităm la diavol, cartea asta, diavolul, într-un mod în care noi am fi sclavi sau într-un mod violent, ne-am putea uita, interpreta, considera cartea aceasta
ca un indicator al faptului că noi suntem în control al viitorului nostru, al situației noastre, că noi ne construim viitorul. Noi suntem autoritatea finală, supremă. Poate supremă ar fi prea mult. Nu știu, depinde de cazuri. Da, și aici metoda aceea cu 11 cărți de etalare. Aici avem descrierile cărților și se povestește și despre contextul care se află în spate. The Fool, The Peasant and His Wife. Cărțile, din ce am observat, au și câte un mesaj sau un fel de slogan care acompaniază, pe care le acompaniază. Cărțile în chestia asta. Cărțile au margine de asta lucioasă, aurie, arată fain. Aici avem niște cruci care cred că reprezintă niște morminte. Un cerc format poate din cadavrele inamicii lui Vlad Țepeș. Prima carte îi Magicianul, Vlad Dracula, Vlad Țepeș. The High Priestess, Marea Preoteasă, Vlad's Transylvanian Princess. A treia, Împărăteasa. Let the world see where I have been. E destul de gory pachetul acesta prin ilustrările sale. Aici e împăratul Mehmed, the Conqueror, Mehmed, cuceritorul, Hierofant. Ierofantul, Papa Pius al doilea, Vlad Țepeș la un moment dat parcă a avut contact sau întâlniri cu Papa Pius al doilea. The Lovers, Vlad and His Wife,
Vlad și soția lui aici. The chariot. Vlad's army repairing the Turks. Armata lui Vlad repelling the Turks, făcându-i pe turci să se retragă, parcă, cred. Strength, forță. Pusnicul, the hermit. Vlad imprisoned in Visegrad. Vlad imprisoned, închis în Visegrad. The Wheel of Fortune, roata norocului. Aici roata care se folosea pentru tortură. These suffered according to their deeds. Aceștia au suferit according, conform cu păcatele lor. În loc de conform, am putea spune pentru păcatele lor sau pe măsura păcatelor lor sau ceva de genul. Sau pe măsura faptelor lor sau greșelilor lor sau ceva de genul. Na, știm că Vlad Țepeș pedepsea hoții, infractorii, persoanele de genul acesta. Justiția. Vlad ca Ponțiu Pilat judecându-l pe Hrist. The hanged man. The wages of truth in Valachia. Wages. Nu știu exact cum se traduce wages. Pe moment nu mi-aduc aminte cum se traduce wages. Death. Moartea. Vlad fiind decapitat de către otoman. Și aici vedem stindarul ăsta. Nu știu exact ce. Posibil să fie stindarul otomanilor, turcilor, ancorat pe castelul Poenari sau ceva de genul. Aici temperance, temperanța sau echilibrul, cred că s-ar traduce. A slow execution, o execuție înceată. Știm metoda de execuții slash tortură pe care Vlad o folosea destul de des pentru alte persoane. Devil, the devil, Vlad Impaler, Vlad Țepeș. Parcă Vlad Țepeș a împrumutat chestia asta cu trasul în țeapă de la turci. Adică nu cred că el a inventat-o. Că a venit de la turci, că el la un moment dat a fost luat ca sclav sau un fel de sclav împreună cu fratele său, Radu. The Tower. Turnul. Aici soția lui Vlad. Better her body rot than be led to captivity. Mai bine ca al său corp să putrezească decât să fie ținut în captivitate. Să fie
luat o statică sau ceva gen acest. Aici, The Star, arată fain cartea asta, steaua. Vlad Țepeș deasupra, The Star, steaua. Watching blood flow gave him courage. Văzutul sângelui, văzutul curgerii sângelui sau vărsării de sânge îi dădea lui curaj, îi dădea curaj lui. Aici, Luna. Vlad betrayed by the Hungarians. Vlad fiind trădat de către unguri. The Sun, soarele. Vlad și Radu fiind eliberați din captivitate. Judgment. Vlad's father and brother murdered. Dreptatea. Tatăl lui Vlad și fratele lui Vlad fiind uciși. The world. Lumea. Vlad Țepeș fiind făcut voievod. Rată. Fain. Aici avem masul de monede. Doiul de monede, treiul de monede, patru de monede, cinci de monede, șase de monede, șapte de monede, opt de monede, 9 de monede, 10 de monede, pajul de monede, cavalerul de monede, regina de monede, regele, asul de cupe, doiul de cupe, treiul de cupe, patru de cupe, cinci de cupe, șase de cupe, șapte de cupe, opt de cupe, 9 de cupe, 10 de cupe, 4 de cupe, Knight of Cups, cavalerul de cupe, Radu, cel frumos, fratele lui Vlad, Queen of Cups, Princess Maria Voichița of Moldavia, Prințesa Maria Voichița a Moldovei, King of Cups, prea cunoscutul Ștefan cel Mare, Ștefan al III-lea al Moldovei. Aici sunt țepele, asul de țepe,
The Deceit of Hamza and Katabolinos. Doiul de țepe, treiul de țepe. E cam grotesc decul, pachetul acesta. Cinciul de țepe, șase de țepe, pădurea celor trași în țeapă, șapte de țepe, da, e destul de, are unele părți violente. Șapte de țepe, opt de țepe, nouă de țepe, Vlad Dracula dining among the impaled, Vlad Țepeș luând cina printre cei trași în țeapă, zece de țepe, killed by many spears and thus he died. Fiind omorât de multe spears, sulițe, așa a murit. De țepe, pajul de țepe, cavalerul de țepe, voievodul Basarab al III-lea, regina de țepe, doamna Kalinichia, străbunica lui Vlad, King of Stakes, regele de țepe, împăratul Sigismund, asul de spade, arma asta otomană, Chiliș, Two of Swords, cutting the ears of a Turkish slave, Vlad Țepeștind urechile unui sclav turc, treiul de spade, destul de grafic, patru de spade, tombă Vlad Dracula, mormântul lui Vlad Dracula, Vlad Țepeș. Five of Swords, cinciul de spade, Radu atacând castelul Poenari. Deci asta ar fi că fratele său s-a întors împotriva sa. Mă duci cu gândul la cartea Îndrăgostiții din teratul lui Aleister Crowley, în care este o referință la Cain și Abel, care și chestia aia, faptul că Cain l-a ucis pe Abel, s-a întors împotriva lui și mă rog, se știe. Șapte de spade, Vlad's Narrow Escape. Eight of Swords, Vlad led to Hungarian captivity. Vlad, fiind capturat de unguri sau ceva de genul acest, ceva de genul acest. Nou de spade, Radu, cel frumos Sultan Mehmed, regele de spade, pajul de spade, cavalerul de spade,
Regina di spade, regele di spade, regele Matias al Ungarii, Matias Corvin, presupun. Și aici e nebunul. The peasant and his wife. Țăranul și soția sa. Da. Ce asta a fost pachetul? Și pot să mai spun. Cred că pachetul acesta ar ajuta pe cei ce doresc să lucreze cu curentul ăsta vampiric sau cei ce doresc să creeze o legătură cu Vlad Țepeș, fiindcă sunt unele persoane care lucrează cu Vlad Țepeș ca și cum ar fi o entitate și da. Cred că pachetul acesta ar fi de folos celor interesați de asta. Pachet fain. Arată frumos. Se vede că s-a lucrat la arta acestui pachet și la concepțiile acestui pachet. Cred că conceperea acestui pachet, cred că s-a făcut un studiu destul de intens. Să ne uităm la spatele bibliografiei. Uitați sursele de informații, deci s-a făcut ceva studiu. S-a făcut ceva studiu. Pachet super. Mai ales având în vedere că noi românii l-avem pe Vlad Țepeș în istoria noastră și e un fel de reprezentant al nostru. Recomand celor care au atracții către vampiri, vampirism sau, na. Cum să trecem la pachetul acesta, Rider-Waite. Sunt în limba română. Cărțile scrie pe ele în limba română. Spatele cărților este acesta. Îmi place mie unul. Materialul e cam cartonat și
E destul de măricel pachetul, spre exemplu, dacă am compara pachetul ăsta pe care l-am folosit eu o perioadă pentru a etala altor persoane, cu pachetul acesta, da, se vede că e o diferență destul de mare în dimensiuni. A venit și cu aceste două. Și aici se menționează mai multe detalii despre Pamela Coleman Smith. Pamela Coleman Smith a fost membră în Ordo. Nu, nu. A fost membru în Golden Dawn, Ordinul Ermetic al Zorilor Aurii, sau Hermetic Order of the Golden Dawn. Ea a colaborat cu Wade, Edward Wade, Wade ăla. Și Wade Edward Wade era și el tot membru în Golden Dawn, Ordinul Golden Dawn. Nu prea s-a bucurat de succes Pamela Coleman Smith. Nu prea și-a primit meritele, cel puțin cât timp trăia, pentru efortul și lucrarea sa cu pachetul acesta, Rider Waite Smith. A murit în sărăcie, așa se știe. Arthur Waite, sau Edward Waite, s-a bucurat de mult mai multă faimă decât Pamela Coleman Smith s-a bucurat. Ea a pictat cărțile, ea a lucrat la cărțile acestea. Arthur Edward Waite a venit cu conceptele din spatele acestui pachet. Foarte popular pachetul acesta. E recunoscut ca pachetul standard de mulți. Aici a venit și cu o cărticică mică, introducere și se povestește despre povestea Teretului, o posibilă poveste a Teretului, pentru că nu se știe cu exactitate de unde a venit Teretul. Unii spun că originea lor e din Italia, prin 1300 și ceva, parcă. Alții spun că originea lor ar fi din Egipt, din Egiptul Antic. Nu se știe cu exactitate din surse de unde ar veni. Aici se face o descriere a cărților. Menționează despre cărți aici, etalarea, formă de etalare
mod de etalare, crucea celtică cu 10 cărți. Da. Edward Waite a mai scris și niște cărți. Cheia Terătului și o carte Black Magic, ceva de genul, nu mai știu cum se cheamă. Era un contemporan de-a lui Crowley. Din ce am înțeles, pe vremea aceea Crowley și ăsta Edward Waite nu prea se agreau, sau cel puțin Crowley nu prea l-agrea pe Edward Waite. Mi-aduc aminte de un comentariu mai... Dacă pot spune hazliu din partea lui Crowley despre Arthur Edward. Edward Waite. Și Crowley a făcut parte din ordinul ăsta, Golden Dawn. Dar el s-a retras mai devreme. Da. Cred că se pot face mai multe chestii cu pachetul ăsta. Vlad este dracul atârât. Însă asta rămâne de văzut. Mă puteți contacta legat de chestia asta. Cam asta a fost video. Știu că am vorbit cam, poate cam mult pentru unele persoane. Ups, am dat cărțile pe jos. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, coment în care să-mi spuneți ce aș putea îmbunătăți sau ce nu v-a plăcut. Un share, subscribe, ca să fiți la curent cu ce mai postez. Și dacă sunteți interesați de etalări sau lucrat cu terătul în alte moduri, mă puteți contacta la adresa de e-mail sau pe Facebook Messenger. Cam asta a fost. Toate cele bune!